Proverbele, capitolul 16. Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului, hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Prin dragoste și credincioșie, omul ispășește nelegiuirea și prin frica de Domnul se abate de la rău. Când sunt plăcute Domnul căile cuiva, îi face prieten chiar și pe vrăjmașii lui. Mai bine puțin cu dreptate decât mari venituri cu strâmbătate. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Hotărâri dumnezeiești sunt pe buzele împăratului, gura lui nu trebuie să facă greșeli când judecă. Cântarul și cumpăna dreaptă vin de la Domnul, toate greutățile de cântărit sunt lucrarea lui. Împăraților le este scârbă să facă rău, căci prin neprihănire se întărește un scaun de domnie. Buzele neprihănite sunt plăcute împăraților și ei iubesc pe cel ce vorbește cu neprihănire. Mânia împăratului este un vestitor al morții, dar un om înțelept trebuie să o potolească. Seninătatea feței împăratului este viața și bunăvoința lui este ca o ploaie de primăvară. Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Același păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Mai bine să fii smerit cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri. Cine curge de la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, dar dulceața buzelor mărește știința. Înțelepciunea este un izbor de viață pentru cine o are, dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. Cine are o inimă înțeleaptă își arată înțelepciunea când vorbește și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagul de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Multe căi se par bune omului, dar la urmă toate duc la moarte. Cine muncește, pentru el muncește, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. Omul stricat pregătește nenorocirea și pe buzele lui este ca un foc aprins. Omul neastâmpărat strânește certuri și părătorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Omul asupritor amăgește pe aproapele său și îl duce pe o cale care nu este bună. Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, cine-și mușcă buzele a și săvârșit răul. Perii albi sunt o cunune de cinste, ea se găsește pe calea neprihănirii. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz, și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul. Psalmul 76. Dumnezeu este cunoscut în Iuda, mare este numele Lui în Israel. Cortul Lui este în Salem și locuința Lui în Sion. Acolo a sfârmat El săgețile, scutul, sabia și armele de război. Tu ești mai măreț, mai puternic decât munții răpitorilor. Despoiați au fost vitejii aceia plini de inimă, au adormit somnul de apoi. N-au putut să se apere toți acei oameni viteji. La mustrarea ta, Dumnezeului Iacov, au adormit și călăreți și cai. Cât de înfricoșat ești tu! Cine poate să-ți stea împotrivă când îți izbucnește mânia? Ai rostit hotărârea de la înălțimea cerurilor, pământul s-a îngrozit și a tăcut. Când s-a ridicat Dumnezeu să facă dreptate și să scape pe toți nenorociții de pe pământ, omul te laudă chiar și în mânia lui când te îmbraci cu toată urgia ta. Faceți juruințe Domnului, Dumnezeului vostru, și împliniți-le.
toți cei ce îl înconjoară să aducă daruri Dumnezeului celui înfricoșat. El frânge mândria domnitorilor, el este înfricoșat pentru împărații pământului. Psalmul 77. Strig cu glasul meu către Dumnezeu. Strig cu glasul meu către Dumnezeu și El mă va asculta. În ziua necazului meu caut pe Domnul. Noaptea, mâinile îmi stau întinse fără curmare. Sufletul meu nu vrea nicio mângâiere. Mi-aduc aminte de Dumnezeu și gem. Mă gândesc adânc în mine și mi se mâhnește Duhul. Tu îmi ții ploapele deschise și de mult ce mă frământ nu pot vorbi. Mă gândesc la zilele de demult, la anii de odinioară. Mă gândesc la cântările mele noaptea, cuget adânc în lăuntrul inimii mele, îmi cade Duhul pe gânduri și zic, va lepăda Domnul pentru totdeauna și nu va mai fi El binevoitor? S-a isprăvit bunătatea Lui pe vecie, s-a dus făgăduința Lui pentru totdeauna, a uitat Dumnezeu să aibă milă și a tras El în mânia Lui înapoi îndurarea? Apoi îmi zic, ceea ce mă face să sufăr este că dreapta celui prea înalt nu mai este aceeași. Dar tot voi lăuda lucrările Domnului, căci mi-aduc aminte de minunile tale de odinioară. Da, mă voi gândi la toate lucrările tale și voi lua aminte la toate isprăvile tale. Dumnezeule, căile tale sunt sfinte. Care Dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeul care faci minuni. Tu ți-ai arătat puterea printre popoare. Prin brațul tău tu ai izbăvit pe poporul tău, pe fiii lui Iacov și al lui Iosif. Când te-au văzut apele, Dumnezeule, când te-au văzut apele s-au cutremurat și adâncurile s-au mișcat. Norii au turnat apă cu găleata, tunetul a răsunat în nori și săgețile tale au zburat în toate părțile. Tunetul tău a izbucnit în vârtejul de vânt, fulgerele au luminat lumea. Pământul s-a mișcat și s-a cutremurat. Ți-ai croit un drum prin mare, o cărare prin apele cele mari și nu ți s-au mai cunoscut urmele. Ai povățuit pe poporul tău ca pe o turmă, prin mâna lui Moise și Aaron. Psalmul 78. Ascultă, poporul meu, învățăturile mele. Luați aminte la cuvintele gurii mele. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde. Vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni, laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor. Pentru ca aceștia să-și spună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui, să nu fie ca părinții lor un neam neascultător și răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare și al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu. Fiii lui Efraim, înarmați și trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu și n-au voit să umble întocmai după legea Lui. Au dat uitării lucrările Lui, minunile Lui pe care li le arătase. Înaintea părinților lor, El făcuse minuni în țara Egiptului, în câmpia Țoan, a despățit marea și le-a deschis un drum prin ea, ridicând apele ca un zid. I-a călăuzit ziua cu un nor și toată noaptea cu lumina unui foc strălucitor. A despicat stânci în pustie și le-a dat să bea ca din niște valuri cu ape multe. A făcut să țâșnească izvoare din stânci și să curgă ape ca niște râuri. Dar ei tot n-au încetat să păcătuiască împotriva Lui. N-au încetat să se răzvrătească împotriva celui prea înalt în pustie. Au ispitit pe Dumnezeu în inima lor, cerând mâncare după poftele lor. Au vorbit împotriva lui Dumnezeu și au zis, oare va putea Dumnezeu să pună o masă în pustie? Iată că El a lovit stânca de au curs ape și s-au vărsat și roaie. Dar va putea El să dea și pâine sau să facă rost de carne poporului său?
Domnul a auzit și s-a mâniat. Un foc s-a aprins împotriva lui Iacov și s-a stârnit împotriva lui Israel mânia lui, pentru că n-au crezut în Dumnezeu, pentru că n-au avut încredere în ajutorul lui. El a poruncit norilor de sus și a deschis porțile cerurilor. A plouat peste ei mană de mâncare și le-a dat grâu din cer. Au mâncat cu toți pâinea celor mari și le-a trimis mâncare să se sature. A pus să sufle în ceruri vântul de răsărit și a adus prin puterea lui vântul de miază zi. A plouat peste ei carne ca pulberea și păsări înaripate cât nisipul mării. Le-a făcut să cadă în mijlocul taberei lor, de jur împrejurul locuinței lor. Ei au mâncat și s-au săturat din destul. Dumnezeu le-a dat ce doriseră, dar n-apucaseră să-și stâmpere bine pofta, mâncarea le era încă în gură, când s-a stârnit mânia lui Dumnezeu împotriva lor, a lovit de moarte pe cei mai tari din ei și a doborât pe tinerii lui Israel. Cu toate acestea, ei n-au încetat să păcătuiască și n-au crezut în minunile lui. De aceea, el le-a curmat zilele ca o suflare, le-a curmat anii printr-un sfârșit năpraznic. Când îi lovea de moarte, ei îl căutau, se întorceau și se îndreptau spre Dumnezeu, își aduceau aminte că Dumnezeu este stânca lor și că Dumnezeul atotputernic este izbăvitorul lor. Dar îl înșelau cu gura și mințeau cu limba. Inima nu le era tare față de el și nu erau credincioși legământului său. Totuși, în îndurarea lui, el iartă nelegiuirea și nu nimicește, își oprește de multe ori mânia și nu dă drumul întregii lui urgii. El și-a adus deci aminte că ei nu erau decât carne, o suflare care trece și nu se mai întoarce. De câte ori s-au răzvrătit ei împotriva lui în pustie? De câte ori l-au mâniat ei în pustietate? Da, n-au încercat să ispitească pe Dumnezeu și să întărâte pe Sfântul lui Israel. Nu și-au mai adus aminte de puterea lui, de ziua când i-a izbăvit de vrăjmaș, de minunile pe care le-a făcut în Egipt și de semnele lui minunate din câmpia Țoan. Cum le-a prevăcut râurile în sânge și n-au putut să bea din apele lor, cum a trimis împotriva lor niște muște otrăvitoare care i-au mâncat și broaște care i-au nimicit, cum le-a dat holdele pradă omizilor, rodul muncilor pradă lăcustelor, cum le-a prăpădit viile bătându-le cu piatră și smochinii din Egipt cu grindină, cum le-a lăsat vitele pradă grindinei și turmele pradă focului cerului. El s-a aruncat împotriva lor mânia lui aprinsă, urgia, iuțimea și necazul. O droaie de îngeri aducători de nenorociri, cum și-a dat drum slovul mâniei, nu le-a scăpat sufletul de la moarte și le-a dat viața pradă molii mei. Cum a lovit pe toți întâi născuți din Egipt, pârga puterii în corturile lui Ham. Cum a pornit pe poporul său ca pe niște oi și a povățuit ca pe o turmă în pustie, cum i-a dus fără nicio grijă ca să nu le fie frică, iar marea a acoperit pe vrăjmașii lor. Cum i-a dus spre hotarul lui cel sfânt, spre muntele acesta pe care dreapta lui l-a câștigat, cum a izgonit neamurile dinaintea lor, le-a împărțit țara în părți de moștenire și a pus semințiile lui Israel să locuiască în corturile lor. Dar ei au ispitit pe Dumnezeul prea înalt, s-au răzvrătit împotriva lui și n-au ținut poruncile lui. Și s-au depărtat și au fost necredincioși ca și părinții lor, s-au bătut la o parte ca un arc înșelător, l-au supărat prin înălțimile lor și au stârnit gelozia cu idolului lor. Dumnezeu a auzit și s-a mâniat și a urgisit rău de tot pe Israel, a părăsit locuința lui din Silo, cortul în care locuia între oameni, și a dat slava pradă robiei și mărăția lui în mâinile vrăjmașului, a dat pradă săbiei pe poporul lui și s-a mâniat pe moștenirea lui. Pe tinerii lui i-a ars focul și fecioarele lui n-au mai fost sărbătorite cu cântări de nuntă. Preoții săi au căzut uciși de sabie și văduvele lui nu s-au bocit. Atunci Domnul s-a trezit ca unul care a dormit, ca un viteaz îmbărbătat de vin și a lovit pe potrivnicii lui care fugeau acoperindu-i cu veșnică ocară. Însă a lepădat cortul lui Iosif și n-a ales seminția lui Efraim, ci a ales seminția lui Iuda, muntele Sionului pe care îl iubește, și a zidit sfântul locaș ca cerurile de înalt și tare ca pământul pe care l-a întemeiat pe veci. A ales pe robul său David și l-a luat de la staulele de oi, l-a luat din dărântul oilor
care alăptau ca să pască pe poporul său Iacov și pe moștenirea sa Israel. Și David i-a cârmuit cu o inimă neprihănită și a povățuit cu mâini pricepute. Psalmul 79. Dumnezeule, au înnăvărit neamurile în moștenirea ta, au pângărit templul tău cel sfânt și au prefăcut Ierusalimul într-un morman de pietre. Trupurile neînsuflețite ale robilor tăi le-au dat să le mănânce păsările cerului și carnea credincioșilor tăi au dat-o să mănânce fiarele pământului. Ca apa le-au vărsat sângele de jur împrejurul Ierusalimului și n-a fost nimeni să-i îngroape. Au ajuns de ocară vecinilor noștri, de batjocura și de râsul celor ce ne înconjoară. Până când, Doamne, te vei mânia fără încetare și va arde mânia ta ca focul? Varsă-ți mânia peste neamurile care nu te cunosc și peste împărățiile care nu cheamă numele tău, căci au mâncat pe Iacov și i-au pustiit locuința. Nu-ți mai aduce aminte de nelegiuirile strămoșilor noștri, ci să ne iese de grabă înainte îndurările tale, căci suntem nenorociți de tot. Ajută-ne, Dumnezeul mântuirii noastre, pentru slava numelui tău. Izbăvește-ne și iartă-ne păcatele pentru numele tău. Pentru ce să zică neamurile unde este Dumnezeul lor? Să se știe înaintea ochilor noștri printre neamuri că tu răzbuni sângele vărsat al robilor tăi. Să ajungă până la tine gemetele prinșilor de război. Scapă prin brațul tău cel puternic pe cei ce pierd. Întoarce vecinilor noștri de 7 ori în sânul lor batjocurile pe care ți le-au aruncat ei ție, Doamne, și noi, poporul tău, turma pășunii tale, te vom lăuda în veci și vom vesti din neam în neam laudele tale. Psalmul 80. Ia aminte, păstorului Israel, tu care povățuiești pe Iosif ca pe o turmă, arată-te în strălucirea ta, tu care șezi pe heruvimi. Trezește-ți puterea înaintea lui Efraim, Beniamin și Manase și vino în ajutorul nostru. Ridică-ne, Dumnezeule, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Doamne, Dumnezeul oștirilor, până când te vei mânia cu toată rugăciunea poporului tău? Îi hrănești cu o pâine de lacrimi și îi adapi cu lacrimi din plin. Ne faci să fim mărul de ceasă al vecinilor noștri și vrăjmașii noștri râd de noi între ei. Ridică-ne, Dumnezeul oștirilor, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Tu ai adus o vie din Egipt, ai izgonit neamuri și ai sădit-o, ai făcut loc înaintea ei și ea a dat rădăcini și a umplut țara. Munții erau acoperiți de umbra ei și ramurile ei erau ca niște cedri ai lui Dumnezeu, își întindea mlădițele până la mare și răstarii până la râu. Pentru ce ei rupt gardul acum, dojăfuiesc toți trecătorii? O râmă mistresul din pădure și o mănâncă fiarele câmpului. Dumnezeul oștirilor, întoarce-te iarăși, privește din cer și vezi, cercetează via aceasta. Ocrotește ce a sădit dreapta ta și pe fiul pe care ți l-ai ales. Ea este arsă de foc, este tăiată, de mustrarea feței tale ei pierd. Mâna ta să fie peste omul dreptei tale, peste fiul omului pe care ți l-ai ales. Și atunci nu ne vom mai depărta de tine, înviolează-ne iarăși și vom chema numele tău, Doamne, Dumnezeul oștirilor, ridică-ne iarăși, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați.